Peste 500.000 de puieți vor fi plantați în următoarea lună de angajații Direcției Silvice Buzău. Prima acțiune a avut loc în această dimineață în Parcul Crâng. La acțiune au răspuns prezent 60 de elevi ai școlii numărul 1 din municipiul Buzău. După ce au fost instruiți de inspectorii silvici, copiii au primit câte un certificat nominal pe care au fost înscrise coordonatele GPS ale locurilor în care vor planta copacii. Fiecare dintre voi va reuși în echipă să planteze câte un puiet. Și ca amintire a acestei acțiuni, veți primi de la noi un certificat de viitor care va fi nominal pentru fiecare dintre voi și unde vor fi trecute, vi le comunica, fiecare veți scrie, coordonatele geografice ale punctului în care ați plantat voi astăzi puieții. Îl veți păstra și poate veți trece peste ani să vedeți ce fac puieții voștri. Să știți că nu mor. Am primit un pliant cu... ne-am pus să scriem numele și codroanele grafice. GPS și la școală le completăm ce am plantat astăzi. Aș vrea și eu să plantez un copăcel pentru că îmi place. Am fost de multe ori în Crân și cu bicicleta și cu mama și cu tata și aș vrea. Ne putem petrece timpul în ajutorul planetei. Apoi, elevii au mers împreună cu inspectorii silvici în Parcul Crâng și au plantat câte un puiet de frasin. Acesta este un puiet de frasin. Noi vom planta astăzi, pe echipe, așa cum v-am spus, frasin. Așa arăta acum 25 de ani și frasinul care îl vedeți acolo. Acum stau cu piciorul și așa. El trebuie să rămână drept. Trebuie să faci o groapă, să-l pui drept, că altfel cred că va crește strâmb și nu e bine. Și apoi pui pământul în groapă. Nu este foarte greu, ca fiind un copil, doar trebuie să ai atenție și îndemânare. Am primit un certificat, am scris numele meu și unde am plantat copăcii. Nu este nici greu, nici ușor, dar trebuie să știi să-l plantezi. Adică? Păi îi trebuie condiții. Îi trebuie pământ moale. Cei 60 de elevi ai școlii numărul 1 au fost însoțiți de cadrele didactice care au luat la rândul lor parte la acțiune. Sunt foarte entuziasmat să particip la această acțiune. De altfel, în fiecare an, cu ocazia zilei pădurii, lunii pădurii, care are loc între 15, cum știe toată lumea, 15 martie, 15 aprilie. Copiii sunt foarte, foarte dornici să iasă în natură și să vadă efectiv cum se plantează copacii. Reprezentanții gărzii forestiere spun că Buzăul, alături de Vrancea, se numără printre județele cu o suprafață importantă de pădure. Asta nu înseamnă că infracțiunile silvice nu lipsesc. Județele Vrancea și Buzău au ponderea cea mai mare a suprafeței. Județul Buzău cu o suprafață de circa 160.000 de hectare, din care doar proprietate publică a satului am rămas în jur de 65.000 de hectare, restul e fond forestier, proprietate privată. Probleme deosebite nu am avut așa pe județul Buzău. Într-adevăr, în anul 2016 s-au constatat circa 4, în jur de 500 de metri cubi s-au confiscat, s-au făcut acțiuni, s-au aplicat în jur de 150.000 de valoarea amenzilor, așa, plus infracțiunile care s-au constituit în urma acțiunii întreprinse atât de personalul silvic, cât și în acțiuni comune cu Scutul Pădurii, cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și cu Jandarmeria. Pe lângă cei 500.000 de puieți pe care Direcția Silvică îi va planta la nivel de județ, încă jumătate de milion vor fi distribuiți direcțiilor din țară pentru acțiuni similare de împădurire.